Salutare, dragii mei! Mă bucur să vă revăd din nou în fața micilor ecrane. Și să știți că mi-a fost dor de voi. Astăzi, în cadrul emisiunii No Talent la Gurinel, am invitat o domnișoară care este foc și pară și care dă bătaie de cap mămicii sale. Cine este și de ce face așa, vom afla imediat. Este vorba despre Jeana Manoilă. Salutare, Jeana! Bine v-am găsit! Ești pentru prima oară la noi la Gurinel și cum te simți? Mă simt bine, am puține emoții, dar se treacă cu timpul. Uite, Jeana, ești în vârsta adolescenței, însă din biografia ta am citit că dai bătaie de cap mămicii tale. Și să înțeleg că ești mai zbânțuită, neascultătoare, dacă iese așa ceva. Într-adevăr, am un caracter foarte zbânțuit. Nu-mi place deloc să stau locului și caut întotdeauna să fac ceva nou. Ți-aduce aminte la moment vreo năzbâită interesantă să ne povestești, pentru că mi-este interesant? Cum spuneți că dau bătaie de cap mamei, într-o zi i-am sunat, mama mi-a spus să-mi tăie să fac curat. Dar eu, nefăcând nimic, i-am sunat și i-am spus că totul e gata și m-am dus afară. Dar ea, când a venit... Și ce a spus? A spus te-a certat? Că, sau... Da, sunt pedepsită. Și nu mi-a dat voie afară deloc. Deseori ești pedepsită când faci năzbâtii? Nu, uneori mă iartă, dar... Dar de obicei cum te pedepsesc, părinții? Să nu ies afară, să... Mai mult. Nu privești televizorul, da. Pe internet, nu, da? În muzică ești la început de cale. Însă de mică, cânti în transport, prin ospiție, când mergeai cu părinții la nunți și cu metrii, vreau să te întreb ce preferai să cânti pe atunci și ce reacție avea lumea din jur? Da, preferam foarte mult să cânt în transporturi, la nunți, la nunte cu părinții, în ospeții. Dar ce cântai? Bunica mă plânea întotdeauna să cânt cântece populare. Chiar dacă nu-mi plăcea, eram nevoită. Bunica este o profesoară sau de muzică? Nu. Bunica, din partea tatălui, este aceea care mi-a descoperit talentul în muzică. Așa. Și întotdeauna, pe la orice ocazie, mă punea să cânt. Ok, uite, tu mergeai în transport și cântai. Lumea te aplauda, ce făcea? Nu este chiar așa. Eu mă apropiam de șofer. Așa. Și propuneam să-ți cânt o melodie, să vă recit o poezie și accepta. Și lumea din jur era foarte emoționată și mie foarte mult îmi plăcea când sunt lăudată. Uite, am citit în CV că șoferul chiar nu a luat bani pentru călătorie. Da, erau și așa cazuri că eram lângă șofer și am cântat un cântecel care nu prea îi plăcea bunelului și el pe atunci s-a făcut roșu și când a venit acasă a început să jăluie mamei că uite de ce ai pus-o, de ce ai învățat-o. La moment zic că este iar un caz când dai bătaie de cap mamei, încă o dată da. Mai convins de asta. Cum s-a început cariera ta muzicală? Cariera mea muzicală s-a început la școala Eugen Doga, muzicală. Acolo am frecventat acordeonul, corul și solfegiul. Să știi că primii tăi pași în muzică sunt foarte profesionali, pentru că un interpret, un cântăreț are nevoie de aceste studii. Ce discipline aveai la școala muzicală? La școala muzicală Alexei Stârcea, la care m-am uitat în 2014, cel mai mult preferam să cânt canto, pianul, solfegiu și iarăși corul. Așa. Uite, ai zis de acordeon. Tu ești așa de finuță, micuță. Cum țineai tu acordeonul cel mare? Acordeonul l-am frecventat doar o lună. Așa.
pentru că părinții mi-au luat, mie foarte mult îmi plăcea, dar din păcate... Să știi că mai rar cui place să cânte la acordeon. Ești deosebită? Părinții asta au observat și m-au luat de la acordeon pentru că nu-l puteam ținea, era prea greu. Dar ai reușit ceva să însușești? Ceva, o gamă, câteva note? Un cântecel așa mai scurtuț a început. Dar care a fost disciplina ta cea mai preferată și care nu? Și de ce? Cea mai preferată disciplină a fost canto. Așa. Pentru că îmi plăcea foarte mult să cânt. Canto mi-l frecventa Larisa Ungureanu. Dar cea disciplina care nu-mi plăcea era solfegiu, pentru că nu-mi plăcea deloc dictările. Așa, te înțeleg. Studiezi pianul, da? Da. Ce lucrări îți plac să cânti și de a căror compozitori? Am început să studiez cântecul Titanic. Așa, super. L-am studiat până la urmă. Mi-au rămas câteva note acolo să le frecventez. Dar ceva din clasică? Din clasică este Santa Lucia. Și cam aș vrea să mai învăț câteva cântece, dar sunt cam lenoasă, așa ceva. Dacă ai învățat Santa Lucia și Titanic, sunt convinsă că nu ești leneșă, pentru că sunt niște lucrări complicate, mai ales pentru vârsta ta la început de cale. Pianul sau acordeonul? Cel mai mult îmi place pianul. E un instrument mai fin și cu mult mai frumos sună. Privesc la această frumusețe, ai atâtea diplome, știu că ai participat la concursuri și ai luat locuri de frunte, chiar dacă ești la început de cale. Povestește-ne mai mult despre toate. Țin minte că primul concurs al meu de muzică a fost Ploaie de Stele. Așa. 2013. Am obținut locul 2. Apoi a fost concursul Mihai Eminescu, la care am obținut locul întâi, sunt onorată. Uh-huh. Apoi, în fiecare an, eu particip la Ploaie de Stele, iarăși, și am obținut locurile 3, 2, 1. Am interpretat cântecul Măștile de Ion și Doina de Teodorovici. Super! Bravo! Ai reușite bune și succese mari. Jana, mai știu ceva interesant despre tine, că ai participat la un concurs internațional din Italia, însă este un detaliu că ceva despre internetul, despre internet, nu știu, spune-ne nouă ce este. Da, într-adevăr, am participat la un concurs internet din Italia. Mm. Am filmat un filmuleț cu colega mea, Larenciuc, Tatiana, și l-am trimis pe internet juriului. Așa. Și ei, deocamdată, ne-au pus locul 3. Când ești în scenă, ai emoții? Mai ales că ești la început de cale. Pe scenă n-am deloc emoții, pentru așa. Că... Se înțeleg că cânti din plăcere. Da. Așa. Îmi imaginez că toți oamenii care privesc la mine sunt rudele mele. Așa. Așa. E o ieșire din situație foarte bună. Dar de concurență nu ți-e frică? De concurență nu e frică deloc, pentru că îmi pun gândul că eu sunt prima, eu întotdeauna o să câștig și nu o să uit nicio notă și nici cuvânt. Așa, super. Faci ore de canto cu cineva sau exersezi singură? Sunt două variante. Fac orele de canto la școala muzicală Alexei Stârcea cu Larisa Ungureanu. Și a doua variantă este că fac lecții de canto adăugător la Iulia Plotnikov. Ele îmi dau dragostea lor de muzică mie. Cum faceți lecții de canto? Ce faceți acolo?
la școala Alexei Stârcea, doamna Larisa Ungureanu, deocamdată eu îi aduc cânticul care îmi trebuiește să-l fredonez și ea mă învață, îmi spune ce-i greșit, ce nu. Dar exerciții pentru tehnica vocală? La început de lecție îmi încălzesc vocea cu exerciții. Ea îmi cântă la pian, dar eu le fredonez. Sunt severe profesoarele tale? Deocamdată toate profesoarele pe care le-am avut nu au fost niciuna severă cu mine. Eu știu de ce, pentru că tu ești o discipolă extraordinară și foarte harnică. Shana, în viața ta s-a întâmplat o istorioară interesantă, dar nu tare plăcută. Și dacă în domeniul muzicii ești acum câțiva ani, în domeniul dansului ești de la 4 anișori. Însă după ce ți-ai înfrânt un picior, ai abandonat, din păcate, domeniul dansului și vreau să ne spui mai detailat cum s-a întâmplat aceasta și de la ce a început. La 4 anișori, eu am început dansurile la Artico. După aia m-am decis cu mami, cu părinții, să mă transfer la Codreanca. Așa. Acolo lecțiile erau cu mult mai grele, mai serioase și cine nu prea îmi plăcea. Cine a fost profesoara ta de dans la Codreanca? Doamna Carolina. Dar partenerii tăi? Partenerii de la început nu prea am avut, pentru că... Este un deficit. Da, băieții nu prea iubeau dansurile. După aia am avut primul partener al meu, îl chema Dănuț. După aia am mai crescut puțin și mi-au dat partenerul pe care îl chema Iulian Chetraru. Ceva am auzit de el, să știi. Dar la ce campionate ați participat? Am fost de două ori în Moscova. Așa, super! Prima dată am venit cu nimic, dar a doua oară am venit cu două locuri de întâi. Bravo! Ați muncit a doua oară ca să câștigați, da? Da. Ce stil de dans din latino și ce stil de dans din standard? Din latino am dansat cha-cha, samba. Da, dar care este cel mai preferat? Cel mai preferat era cha-cha. Așa, super, dar din standard? Era valsul. Valsul, vals lent sau vals vines? Vals lent. Câte ore de repetiție făceai pe zi? Sau pe săptămână? Pe săptămână, în 3 zile pe săptămână. Așa. Într-o zi mă plimbam cu prietenii și am început să ne jucăm de aprinsa. Eu fugeam prin grădină și am căzut jos. Prima săptămână nu chiar mă gândeam că o să fie așa de grav, dar a doua săptămână s-a umflat piciorul, m-am dus la medic și mi-au pus gips. Așa, se înțeleg că piciorul a fost frânt nu din cauza dansului, da? Nu. Medicul mi-a spus că jumate de an nu mi-a interzis să frecventez dansurile sau să fac sport. După aia m-am întors la dansuri și profesoara mi-a dat mulți parteneri, dar din păcate nu prea îmi plăceau, pentru că unul nu putea dansa, altul mă căca pe picioare și asta mă irita foarte mult. Deci nu se atârnau serios față de dans, da? Da. În prezent sau pe viitor, dorești să continui orele de dans și să fii în domeniul dansului? Aș dori foarte mult pentru că îmi plac și nu aș vrea să le pierd, să îmi pierd dorința de a fi dansatoare și deocamdată și cântăreață. Uite, ai participat la concursuri, campionate, ai diplome, medalii, deci ai o cupă. Povestește-ne despre cupa. De unde este? Cupa este din Ungheni. Din 2012
A fost un concurs de 2 zile. Asta în domeniul dansului, da? Dansului. Așa. Am luat atunci locul 1 la Latino. Bravo. Și locul 2 la standard. Super! Câte perechi ați fost în categorie, dacă mai ții minte? Foarte mult. Foarte mult. Bravo că ați reușit să fiți primii. Vreau să te întreb, pentru tine muzica și dansul este hobby sau totuși pe viitor dorești să fie un job al tău? Încă muzica pentru mine este doar un hobby. Așa. Dar te întreb ce preferi să mai faci pe lângă muzică și dans. Pe lângă muzică mai frecventez și la Alianța Franceză cu franceza. Deja o frecventez 4 ani. Dacă termini toate lecțiile de franceză cu nota 10, poate să-ți dau o viză la școala franceză să înveți după clasa 12. În Franța? Da. Super și sper că o să-ți reușească aceasta. Îți place această țară, Franța? Foarte mult îmi place. Este și țară romantică și frumoasă. Ce zic părinții dacă câștigi acest bilet norocos ca să pleci să înveți în Franța? Te vor lăsa? Cred că da, nu știu. Urmează să mai înveți, da? Ce clasă ești acum? Trec în a 7-a. Mai ai timp, îți doresc succes în acest domeniu și sper că după clasa 12 să te vedem în Franța undeva. Anii vor arăta. Dar, la general, ce zic părinții tăi, prietenii, profesorii despre muzică, despre dans? Te susțin, te laudă, îți dau sfaturi? Părinții sunt foarte bucuroși pentru că mi-am ales muzica și am acest dar. Așa. Colegii și profesorii se mândresc de mine pentru că mi-am ales muzica și mă îndrumă spre calea bună. Fiecare adolescent are un idol. Cu siguranță ai și tu un idol. Cine este el sau ea? Desigur că am un idol. Este Beyoncé. Așa. Chiar ai ceva asemănări cu ea? Da. Îmi place foarte mult cum cântă. Vocea ei e miraculoasă. Îmi plac foarte mult cântecele ei. Ce piese cunoști, așa, cele mai iubite ale tale, preferate? Prefer piesa Hello. Așa. Și majoritatea pieselor. Ca să devii o artistă adevărată, spre exemplu ca Beyoncé, ce trebuie să faci? Desigur, ca să devii o artistă adevărată, trebuie să depui multă muncă, răbdare, desigur și înțelegere. Da, desigur, fără muncă și răbdare, nimic nu reușești. În timpul liber, desigur, dacă l-ai, ce faci? În timpul liber prefer să ies cu prietenii afară, să mă plimb, să îmi dau sfaturi și prefer foarte mult să desenez, să pictez. Așa, ce prefer să pictez? Prefer să pictez peisaje de toamnă. Așa, îți place anotimpul toamnă, cel mai preferat anotimp, da? Nu. Nu? Îmi place anotimpul primăvară pentru că atunci mami m-a născut și îi mulțumesc pe foarte dată? Mult. Pe 20 martie. Pe 21 sunt născută. Ce ne vei cânta astăzi? Voi interpreta piesa Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. De ce anume această piesă? Mi-a plăcut piesa aceasta încă de la 12 anișori, pentru că atunci ea a fost compusă și redată. Mulțumesc, Jana, pentru o discuție plăcută. Ești o fetiță frumoasă, inteligentă, deșteaptă și ai o voce cristalină, pentru că nu odată te-am auzit. Îți doresc succes în toate.
în toate domeniile pe care le faci, pentru că le faci bine, și te mai așteptăm la noi la Gurinel TV. Desigur. Iar cu voi, dragi telespectatori, ne revedem în următoarea emisiune. Vă las în companie Jeanne Manoela cu piesa Call Me Maybe. Vă pup! Pa, pa! Wish in the well, don't ask me, I never tell. I look to you as I fell, and now you're in my way. I dream myself for a wish, burn knees and dance for a kiss. I wasn't looking for this, and now you're in my way. Your stare is golden, which is can we showing out now when it's blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, Mrs. Crazy. But here's my number. So call me maybe, hey, until I find at your baby. But here's my number. So call me maybe, hey, I just make you Mrs. Crazy. But here's my number. So call me maybe, hey, I'm the after boys. Shy and chase me. But here's my number. So call me maybe. You took your time, I could fall. You took your time, I could fall. I'm giving no favor at all. It's all you're in my way. I feel you, summon you still. I keep saying it's thrill. I don't know how you feel. I'm about to in my way. Your stare is golden, which is scary showing at night when it's blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, Mrs. Crazy. But here's my number. So call me maybe, hey, I'm the look right at your baby. But here's my number. So call me maybe, hey, I just make me a Mrs. Crazy. But here's my number. So call me maybe, hey, I'm the after boys. Just chase me. But here's my number. So call me maybe. Before you came in tonight, I missed you so. At your baby, but here's my number. So call me maybe. Hey, I just make me up.